Suntem la Târgu Secuiesc, la ferma unei familii de horticultori. Am peste 34 de ani în activitate. La început lucram în cercetare, până în 94, când am înființat această fermă cu câteva hectare de pământ. Ulterior, în timpul anilor, suprafața a crescut. Acum familia lucrează 320 de hectare cu cartofi, grâu, rapiță, soia, mazăre, muștar. Am reușit prin investiții destul de serioase, cumpărând o serie de tractoare, mașini specifice culturii cartofului, linii de sortare, ambalare și în ultimul timp ne-am axat și pe o depozitare performantă a cartofului în depozit cu răcire. Cu Carrefour a început practic prima acțiune în 2005. Prima etapă a fost când am introdus 534 de tone de cartofi. Am ajuns ca în 2011 să livrăm 2000 de tone. Solicitările sunt de a mări în continuare cu cel puțin 30% volumul livrărilor. În primul rând este o satisfacție morală, pentru că acest mare lanț de supermarket ne-a ales pe noi la capitolul filiera calității Carrefour. Noi totuși avem și profit după această activitate, profit care se regăsește în aceste investiții, tractoare, utilaje, depozite, pentru a fi mai sigur pentru business-ul nostru în viitor, pentru a ști că rămânem în piață și rămânem în continuare cot la cot cu acest supermarket Carrefour. Important la producerea cartofului este să ai un material săditor de bună calitate. Pentru aceasta, noi pe jumătate din suprafață cumpărăm sămânță categorie biologică elită din Olanda, Franța și Germania. Și cealaltă jumătate de cantitate folosim sămânța produsă la noi în fermă. Un fermier conștiincios trebuie să știe că pământul trebuie să rămână și moștenitorilor noștri. Ca atare trebuie să avem grijă în primul rând de solul pe care îl lucrăm. În al doilea rând trebuie să fim atenți cu materialele folosite, îngrășăminte, pesticide, pentru ca acest consumator să fie sigur că mănâncă un aliment sănătos.